Și mergeți tot timpul cu arsenalul ăsta asupra dumneavoastră? În primul rând, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Numai puțin, aici suntem în birou. O să mergem în studio după. Deci, arsenalul, sigur că da, îl port cu mine întotdeauna, pentru că nu știi când poți da nas în nas, nu-i așa, cu un vampir. Iar eu le sunt dușman, pentru că îi tot urmăresc și le creez stres și de asta trebuie să fiu pregătit permanent. Da, 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 vă înțeleg. Da. Și bănuiesc că o să ne arătați în direct cum se folosesc toate chestiile astea. Da, bineînțeles, pot să vă arăt imediat, să ne spuneți pe cine să încercăm acest experiment. A, nu, nu, pe nimeni. O să ne... O să ne faceți o demonstrație de luptă cu un vampir imaginar, așa. Vampir imaginar. Adică, domnule Pupăză Show, cum un vampir imaginar? Eu lucrez numai cu vampiri naturali. Sunt un ecologist, nu-i așa, conform normelor europene. Mie îmi trebuie un vampir natural. A, și să fie și biodegradabil, nu? Da, m-ați înțeles, exact. Deci, un vampir biodegradabil. Da, e mult mai bine să vă luptați cu un vampir natural, adică cu un vampir real, să fie cineva acolo. Și pentru asta o să vă fac eu rost de un băiat de la figurație. De la figurație? De la figurație? Păi se vede că nu ne înțelegem. Cum de la figurație? Deci eu mă lupt numai cu vampiri reali, adevărați, pentru că am și o vârstă și nu pot să-mi consum energiile mele supranaturale pe figuranți. Înțelegeți? Păi și eu de unde să iau, măi nene, vampir de la târgu de animăluțe? De unde să iau? Ok. Uite cum facem. Dacă puteți să-mi dați și mie un număr de telefon sau măcar vreo adresă de mail a vreunui vampir ca să-l conving eu să vină. O adresă de mail? www.cimitirueternitatea.ro. Ofis. Dar ce, mă luați la mișto? Adică cum, vampiri au adresă de mail? Ok, atunci ziceți-mi măcar cum arată unul ca să-l recunosc. Vampirul are întotdeauna gura plină de sânge, nu-i așa? Și este teamă de apă... Și săpun! Nu de apă și săpun, de apă sfințită! Uitați! Aha. Vampirul are întotdeauna gula plină de sânge. N-am mâncat eu pizza, să știe altcineva. Aha. Altcineva care acum e plin de ketchup pe la bot. Nu e ketchup, Pupăză, e sânge, că mi-a mușcat botul, doftică, că am mâncat-o altcineva și eu n-am apucat să pui gura pe ea. Yes. E sânge? Auzi? Da, dacă îi dau eu lui altcineva ăla încă 10 pizza, mă ajută într-o problemă? Te ajut cu mare plăcere, stai jos-o. Perfect. Fii atent care-i combinația. Spargem un sif? Combinația, adică afacerea, mărlane. Afacerea, că noi facem afaceri, mă, nu suntem găinari să spargem sifuri. Suntem afaceriști, nu? Afaceriști. Zii. Înregistrație. Ce tragi, Damian, frai, mă, ce vrei? Bă, nu care-i cumva să-mi ceri iar bani când te găsește, dracii? Nu, mă, nu mai am nevoie, că o să am destui. Ai încheiat vreun contract cu vreo lăptărie? Ce lăptărie, Chiorete? Ce, sunt eu producător de lapte? Păi la ce țățoaie mare ai, eu așa mă gândeam. Haide, bă, că vreau să vorbesc ceva serios, lasă gluma. Gogașe, ți-am zis fără bani. Fără bani. Fii atent, peste câteva zile o să vină mămica aici la București. Ha! Un necaz nu vine niciodată singur. Mai întâi criza și acum ăta. Da-și, bă, că mămica vine tocmai ca să ne îndulcească criza. Iu, a făcut mămica ta care cumva cremă de zahăr ars? Nu, m-a făcut o succesiune și acum vine să semneze actele. Și dacă mă ajuți, s-ar putea să mă dau bine pe lângă ea și să fac rost de niște bănuți. În felul ăsta o să dai tu mai puțin bani în casă, pentru că o să contribui și eu. Gogoașe, da. Sări direct la subiect, lasă SF-urile. Cu ce să te ajut? Fii atent, uite, convinge tu pe Iuliana să o țină pe mămica vreo 2-3 zile la ea, că dacă doarme aici și se enervează cu nebunii ăștia, s-ar putea să nu semneze niciun act și eu nu mai pun niciun ban. Ce, bă? Nici într-un caz. Haide, mă, că e și interesul lui Iuliana. Uite, vezi, dacă eu o să adun niște bani în casă, tu o să cheltui mai puțin. Logic, nu? Și o să ai mai mulți bani pentru cadourile pentru șefa. Deci, cine ai câștigat? Balamucu, dar du-te de te internează cât mă iute, că s-ar putea să-ți ocupe locul mărlanul.
A, păi cu o grea ridicată pe crustate, că ăla poate să-mi dea cu apă sfințită ochi. Și ce-ți face apa, mârlane? Păi ce face? Tu și că nu suportă apa dacă te înșpriți. Sau îți mearuce cu mușdei. E, și nu-ți place? Păi da, mă, la așa gol, o costiță lângă el, cum pui ceva, cum... Pui... Chiar, mă, ia dă-și tu 10 pui la rotisor, mă, că pizza parcă nu e cine știe ce. Bă, mădlane, e criză. Păi de-aia că e criză, să am și eu ceva în burtă până să apuc și eu primăvara. Plus că pizza nu cadrează cu personajul de vampir. Vampirii vrea sânge, vrea carne, vrea... Hai, bă, că 10 pui nu e o avere. 2 6 3 Bate-n palmă. Hai, dar mi-i dai acum, că-mi trebuie puteri ca să pot să mă lupt cu trebuie cu vampirologul. Sau, mă rog, să mă prefac, că ai zis că ne prefacem, nu? A, normal că vă prefaceți, mă, păi doar nu crezi că o să te omoare în direct. Ce faci, mă? Dragi Damiaz, mă mut iar la șefa, că Cilea vine mă să alu gogoaș. Ce face? Ia bine, dar pe voi nu vă văz în clar. Succes! Bă, sargobaș, dacă se atinge de puii mei, omor! Păi da, și n-ai pe din gură, că poate la ușă și te omoră ea pe tine. Și am nevoie de vampir, nu de strigoi. Mânărea că s-o facem noi să nu mai vină. Auzi, adă un creion și o foaie de hârtie. Bă, exact la chestia asta m-am gândit și eu. La ce? Să aduci o foaie de hârtie și un creion și să scriu pe ea cu litere mari de o șchioapă, așa, renovare. Și o lipim la ușa la intrare și când o vedea baba, zice, a, ce prăfărie trebuie să fie aceea, mai bine mă la hotel. Să duce la hotel. Îi trimit o scrisoare, băi, tântălăule, ca din partea unui admirator tinerel care vrea să-i facă o vizită. Ce crezi, mai vine ea încoace sau stă să-l aștepte pe la? Ești genial, dă-te, mă... Mă, salut, gogoașe. Zi, Doamne, ferește! Doamne, da, cum ai zis? Băi, am și o rugăminte. Pleacă de aici, că nu-ți dau nimic! Hă, disperatule, că n-am nevoie de mila ta, că o să am destui bani să-mi iau și singur. A, de unde, mă? Ai încheiat contract cu vreo lăptărie? Nu am cițele mari! Dar cine a zis? Le-ai doar lăsate! Bă, terminați cu chestiile astea, că sunt și eu la masă. A. Ce vrei, să vărți? Dacă vărți, să consideră că n-am mâncat și te pun să cumpereați cu ei. Ia zi, Băgoașe, ce vrei? Bă, vreau și eu să vă purtați frumos cu mamica, pentru că trebuie să vină la București să semneze niște acte pentru o succesiune. Și dacă o prind în toate nebune, poate îmi duci mie o parte din cașcaval. Dar dacă o să ne certăm ca idioții, nu o să-mi dai nimic. Și e și interesul tău, pupăză, că dacă vin cu bani în casă, ți se scad și ție cheltuielile. Mărlane, ai trimis scrisoarea? Idiotule! Altă dată mă rog de tine de 1000 de ori să faci un lucru și tocmai acum te-a găsit vrednicia. Adă imediat altă hârtie și alt creion. Mă rog, poate să fie și același creion. Ce scrisoare? O scrisoare către o gagică de-a mea, n-ai tu treabă. Mărlane, hai că deja exagerezi. Ai fost o amărâtă de palmă, de-abia te-am atins. Dar mi-am învit toată ăla de pește de la pui în carea ucigașă. Ai trezit monstru. Am trezit. Bine, mă, bine, hai. Hai, ia de aici și du-te la dentist. Ai nebunit eu la dentist, nici mort! Păi și ce vrei, mărlane, să-mi vii așa în emisiune? Ai mai pomenit tu vampir să-l doară dinții? Ce, suntem în filmele cu proști? Eu nu merg la niciun dentist! Știi că mi-e frică de avion, de-aia nici nu săream cu parașuta când eram la armată. Și știi cât îmi plăcea mie parașutele? Nu mergi, îți scot eu măseaua. Dar nu-mi cer niciun ban? Nu. Cum le-o scoți? Cu sfoara, ca la copii, că nu ești departe de mintea lor. Bă, acolo mai mă doare, o fi de la anestezie? Care anestezie, mărlane? A plecat un pic durerea, după care o să se întoarcă înzecit. Că așa sunt durerile de dinți. Hai, ești gata?
Tintele! Nu mi l-ai scos pupă, zeci. Dintele meu, idiotule! Mi-am spart dintele! Să-mi dai înapoi banii pe care ți-am dat, că acum trebuie să mă duc eu la dentist! La unde bani, mă, tâmpitule? Cum adică? Păi nu-i mai am! Păi cum adică nu-i mai ai? De ce nu-i mai ai? Păi i-am cheltuit panestezic. Ia uite, păi ce crezi că aveam eu curajul să particip la extracție? La două? Fără anestezic? Ia că mi-a mai rămas, dacă vrei, să ai pentru tine când te duce la dentist. Da, deci, domnul Pupăză, trebuie să facem cum am zis. Am înțeles, da. Ziceți-mi cât costă. 1000 de euro. Păi, sunt de ceramică, adică de porțelan. Cât? 1000 de euro? Păi, mai bine mi le pe la vechi cu super glue. Adică, cu lipici. Dar unii costeluși tanti sau nu se bucură de venirea lui Matale? Atâtea trebuie să nu se bucure că-l probuș. Se bucură, dar l-am trimis după niște bunătăți ca să sărbătorim diseară. Ce? Făce succesiunea ce? Normal! Se abia aștept! Cum mă trec niște fiori? Bă, nu-i scrisoarea care... Ba da! Păi ce-i scrisă ea? Mă întâlnesc cu ea aici. Tu? Admiratorul, tântălăule. Bă, ești nebun! Hei, tu faci admiratorul nebunul, fratule! Sărba, tanti! Iute, bă, aveam un os de pește de la puiul ăla, rămăsese în carie, am crezut că mă doare carie. Tu ești nebun? Și tu ce-ai luat-o în cap? Ia-te! Te-ai lovit pupăs? Pintele! Lasă-mă, că acum ai lucrare mare de făcut. Trebuie să-ți facă discount. Da, e lucrare mare, domnul doctor. Și pentru asta și reducerea trebuie să fie mare, nu? Nu, îmi pare rău. La banii ăștia nici dinți de lemn nu pot să vă pun. Există? Nu. Auziți, dar niște din second hand n-aveți? Sau din aia luați în leasing și dați înapoi de aia care n-au putut să-i plătească? Nu. Domn doctor, a sunat domnul Vasilescu și a zis că nu mai vrea să ridice lucrarea, că nu mai are bani. Auziți, dar ce lucrare are... Domnul... Nu se potrivește la dumneavoastră. Sunt dinții mult prea mari. Lasă, domnul doctor, că mi-i filesc ca lupul din scufița roșie. Auzi, domnule, nu se potrivește la dumneavoastră. Sunt mult prea mari dinții. Aie, domnul doctor, lasă așa, cum ți-am zis eu. Lasă așa, spun eu. Că te scap de ei și pe criza asta nu poți să refuzi o asemenea ofertă. Mergi pe mâna mea. Lasă așa, că vine așa. Gogule, nu te mai uita ca maidanezul Miloc, că nu-ți dau nimic. Hai, mă, Mărlane, te rog eu frumos, măcar o aripioară. Și uite, după ce-mi dă mămica banii, îți înapoiesc trei. Ce vorbeai, mă? Unde ai văzut tu pui cu trei aripioare? Ce-o ești prostul tău? Nu-ți dau nimic. Ia, măi. Adică prostul meu să te țină pe gratis în casă și tu, fratele, să nu-i dai măcar o bucățică din puiul ăsta? Încă de cum te prăbuși! Și tu, prostule, în locul tău, în secunda 2, îl dădeam afară din casă! Pe-ncălaule! Lasă-l, dracu, că mesitele, că iar te ia mă seaua! Ai nebunit? Păi ce crezi, când mă întorc de la emisiune, mai găsești ceva?
Să mănânc cu 1000 de aia bătune și cu flacura de gogoașă, cred că nu mai găsesc nici oasele. E să dea naibii să-mi vii la emisiune cu falcă umflată, că de nu te pun să-mi dai bani înapoi pe toți pâinii pe care ți-am cumpărat până acum. Și cu dobândă de criză, umflatule! Aolea, ce mă fac? Gogule, dă-mi una, bă, că mi-a intrat osul în măseadă, nu mai pot... Ce-mi dai? Ce să-ți dau, tâmpitule? Îți dau ocazia să mă pocnești, hai odată, zi mersi! În alte condiții ar fi fost de ajuns, dar de data asta vreau supliment. Uite-ar focul de șantajist, ia mă, ia! Hai mă, dată și pocnește, mă, să-mi sară osul ăla. Stai să vezi ce te pocnesc eu acum. Tupitule, pe partea asta era mă zeaua cu osul. Mă scuz, se repară. Așa, urlă, că așa par mai un vampir mai veridic. Văd că ți-a intrat în rol, așa. Uite, amare! Ce amor ardi te-ar fac! Da, ce? Da, ce ați fac cu osul? Nu vreau să ieri! Dar ce mi-ar mers, băiat, un fratele, că te termin! Doamnelor și domnilor, iată că, așa cum v-am promis, a sosit și momentul marii confruntări. În direct, și sunt convins că și în reluare, marele vânător de vampiri, profesorul Sângerete Van Helsing, va încerca să trimită în lumea umbrelor o bestie. Un demon, un vampir în carne și oase. Și în dinți, normal. Domnule profesor, sunteți gata? Putem să chemăm bestia? Da, sunt gata, puteți chema bestia. Sper că este o bestie adevărată, nu este o făcătură, pentru că atunci plec din emisiune și în direct și în reluare, da? Nu, domnule, l-am verificat eu personal, i-am dat-o și pe asistența mea ca și-a mușcat-o peste tot. Vă dați seama. Intră bestie! Acum credeți că e real? Priviți! Tocmai s-a hrănit și de-aia este însângerat! Foarte bună ideea cu ceceap, foarte bună. Cred că a făcut. Pregătește-te să mori, profesore! Pregătește-te tu, bestie! Uite-i! Mi-a dat... Tu mă să nu mi-a dat coafă, mi-a dat cu acid! Nu e acid, e mușdei, bestie de usturoi, care ești și-a cu lovitura finală! Adevăr, ce faci asta, măi, tu fii la cap! Nu, profesor, dați ușor, că nu puteți să-l omorâți acum în direct! Că ne amendează ce ne au, domne! Îl omorâți dumneavoastră altă dată în particular! Nu! Nu există altă dată, bestia trebuie omorâtă, că m-ai prins-o! Așa că trebuie acum! Nu mă las! Nu mă las, nu te zici că nu mă las! De ce se... Mă scuzați. De-aia nu mă lăsai tu să-l omor, că era frățiorul tău. Ești și tu bestie, un cânt de bestii. Nu, profesor, este o eroare, eu nu sunt ceea ce par. Cum adică nu cunosc eu ce să ia canin de vampir? Sunt de la dentist, dar uitați eu să-mi pilească. Uitați-mi pilească, las că ți-i pilesc eu. Mori, bestie! Păi și dacă tot ai făcut succesiunea, nu-mi dai și mie niște bani? Prima dată și-a văzut eu cine este admiratorul meu secret. Că poate e vreun stripper sau vreun adonis din ăla obișnuit să fie întreținut și o să am nevoie de toate finanțele. Băi, mămic, matale, nu înțelegi că nu există niciun admirator secret? Dacă era, venea până acum. Păi poate n-a putut să vină de voi, că stați pe capul meu ca urolace șomeri. Chiar așa, aia doi sunt în spital, că am văzut la televizor, eu retăie la păluga lui, numai tu stai pe capul meu și mă încurci, marș la cică, dacă nu mă vede singură, nu poate să apară. Ce să apară, mama mică, tu înțelegi că totul e în închipuirea dumitale? Și scrisorica asta de amor, tot închipuirea mea a scris-o? Asta-i scrisă de pupăză!
Păi el a scris scrisorica. El e admirator meu secret. Mică, stai cu minte precite agiți, că ăsta și-a putut joc de tine. Ce fiori mă iau de-n gac și până jos. Babă de medică, dă-mi un flafă pot mai frut de sânge ca să fie la să mă omoare. Să-mi iei puiul tu cu fitul să mi-l mâncați. Credeai că scapi, demone al întunericului. Piai, satana! Ce puternic ești! Ce s-ar tăvâli baba acum, dar nu pot, că sunt promisă lui Popazel. Mărlene, de ce crezi că ți-am luat puiul ăla? Fața la perete, cu ea-mi treaba aici. Așa. Și tu, iubițel, să știi atâta mare de vreme sentimentele ascunse, tântălău mic ce ești. Că dacă îmi spuneai, până acum eram deja căsătorit și la casa noastră. Ah, și cu curtea plină de puradeie. Că mă trec fie din mac, mă gândesc. Dar lasă, lasă că recuperăm noi. Treci la baba să te pupe. Păi ce problemă, lasă că-și mai trage, mama. Vreau două, trei ventuze de-astea. O fi de la anestezie? Care anestezie, mă? Te-a lăsat puțin durerea ca să se reîntoarcă înzecit. Că așa sunt durerile de dinți. Înțelegi? Atenție, liniște, de fapt ce pot merge. Da, e lucrarea mare, domnul doctor. Și pentru asta, și pentru, mă scuzați.